Bună ziua tuturor! Numele meu este Daniela Borâncio și bine ați venit la o nouă emisiune Fii turist la tine acasă. Astăzi am invitat-o din nou pe Lucia Tăut, jurnalistă de mediu în Republica Moldova. Are o experiență vastă în acest domeniu, așa că sper că emisiunea noastră va fi interesantă. Bună ziua și mulțumesc că ați venit la emisiune. Bine te-am regăsit, Daniela! Deci, ești jurnalistă de mediu în Moldova. Da, eu așa mă consider că fiind, am absolvit facultatea de jurnalist, dar m-am calificat anume pe jurnalismul de mediu. E o nișă pe care, din păcate, la noi în Moldova mai puțin este exploatată și nu știu de ce problemele ecologice tot timpul au fost mai la coada subiectelor de abordare în topul știrilor. Dar mă bucur că încet, încet lucrurile se mișcă și la noi. Și cum este să fii jurnalist de mediu? Cum e să abordezi astfel de subiecte? Inițial, când am început această activitate, în acest domeniu să activez, a fost destul de dificil pentru că subiectele tale tot timpul au fost la sfârșit. În cazul, puteau fi amânate și pentru alte ediții, pentru că cumva problemele ecologice erau nu atât de bine privite, erau mai importante problemele politice, scandaluri, economie, dar nu ecologie. Dar ecologie fiind cea care conectează absolut toate domeniile, pentru că dacă nu este ecologie, nu avem un mediu sănătos, nu avem noi sănătate. Dar dacă nu ai sănătate, nu știu ce ar mai fi mai important. Da, și atunci domeniul politic sau economic deja rămâne în umbră. Exact. Cât de ușor sau cât de greu ți-a fost totuși să te impui în această ramură? Au durat ani. Le mulțumesc foarte mult mișcării ecologiste din Moldova care cumva au bătut mereu alarma și au atras jurnaliștii să pășească anume și acest domeniu, pentru că erau foarte puțini, se organizau tot felul de traininguri, cursuri, dar jurnaliștii cumva nu prea dădeau importanță acestui subiect. Da, nu știu, era, trebuia probabil să-ți placă. Pentru că mie mi-a plăcut ecologie, mi-a plăcut natura și asta cumva m-a și atras, fără să pun în prim plan că subiectele mele vor fi în top sau nu. Dar faptul că citeam foarte mult despre tot ce se întâmplă pe planetă, cum evoluează lucrurile, cum, pentru că se discuta foarte mult în Europa, se discuta despre problema încălzirii globale. Pe când aici, în Moldova, noi nu avem industrie și noi nu avem niciun impact asupra mediului. Dar noi avem impact, noi putem contribui, fiecare, individual. Dacă am sădit un copac, deja contribuim la îmbunătățirea stării mediului. Eu nu știu, eu am auzit prin 2008-2009 încă, când se făcea comercializare de carbon. Ceea ce era ceva, cum să vinzi aer? E imposibil. Da, poți vinde aer. Asta era calculat, așa am învățat pe parcurs, deja făcând subiecte la tema asta, că atunci când plantezi o suprafață de teren, calculezi copacul respectiv în fiecare an cât de mult curăță aerul. Și se fac anumite calcule și în felul ăsta tu contribui la îmbunătățirea, pentru că copacii au misiunea asta de a curăți aerul. Da. Sunt anumite specii, de ce s-au plantat plopi în Chișinău? Noi plângem în luna iunie când ei înfloresc și puful cumva ne deranjează. Da, e o problemă de sănătate pentru anumiți cetățeni, dar ei au un impact mult mai mare pentru noi, pentru că plopul este arborele care curăță cel mai bine plumbul. Iar fiind un oraș supraaglomerat de transport, respectiv avem nevoie de astfel de specii de arbore în oraș ca să curețe plumbul ăsta din aer, să nu-l respirăm și să-l îmbibăm în plămânii noștri. Dar, din păcate, oamenii cumva privesc mai mult confortul decât pe termen lung sănătatea. Da. Sau poate ar fi o problemă că nu cunosc
oamenii nu prea au poate accesul necesar la informația respectivă. Problema Moldovei este faptul că nu este o educație ecologică încă de la o vârstă fragedă. Da, asta cu siguranță. Mult s-a tras din perioada sovietică, când ecologia practic nu era. Pentru că toate bazinele acvatice erau în imediată apropiere a fermelor, iar fermele de multe ori deversau toate dejecțiile animaliere în apropierea lacului și respectiv tot mizeria ajungea în apele din lac. Iar în lac creșteam pești, pești mari, foarte mari, pentru că la nitrați îi cresc bine. Dar și după aia noi mâncam pești. Pești. Lumea merge la pescuit și se pare... Da, deci lanțul este foarte strâns legat în natură. Și atunci dacă noi nu dăm importanță la lucruri aparent banale, după aia ne gândim de ce suntem bolnavi, că de ce suntem apare cancerul. Dar fără să ne gândim de fapt că bând o apă poluată, tu ți pui sute de probleme de sănătate. Da, și fiind adult, nu-ți dai seama cât de important este chiar și aceste deșeuri să le separi sau să fii atent la anumite lucruri din gospodărie, când le folosim, cum le folosim și mai ales în ce context le aruncăm. Da, exact. Era un video viral pe internet, precum că mașina de gunoi vine și colectează toate deșeurile, chiar dacă ele sunt separate, în același bunker. Și am întrebat specialiștii din domeniu de ce se întâmplă acest lucru, iată că noi selectăm acasă separat deșeurile, le ducem în containere diferite, dar până la urmă ajung în același bunker. Și ne-au spus, atunci când se depistează în bunkerul separat, de exemplu pentru plastic, s-au depistat și alte deșeuri de altă origine, atunci ei sunt nevoiți cumva să le pună pe toate la un loc. Pentru că se face selecția încă o dată la firma care se ocupă de selectarea deșeurilor. De aceea, atât cât vom fi cât mai responsabili în a selecta deșeurile chiar din gospodăria proprie, din casa proprie și să le punem separat și să fim atenți să nu le amestecăm cu alte deșeuri, cu atât mai mare șansa este ca aceste deșeuri să ajungă acolo unde trebuie pentru reciclare și nu în mediu. Că știm, un plastic, o sticlă de PET se descompune la 700-800 de ani. Deci câte generații de oameni vor trebui să treacă, să trăiască ca să vadă PET-ul de astăzi aruncat în sol. Presupun că aici ar trebui și campanii televizate sau publicitate stradală în acest sens, ca lumea să fie mai responsabilă. Da, iarăși ajungem la această educație pe care o primim și cât de mult dăm importanța acestui domeniu, stil de viață, să zic așa. Probabil este și lipsa de interes sau nu ne simțim confortabil să mai facem câteva mișcări în plus. Fie că, nu știu, să privim la alții cum o fac, dar să nu o facem noi singuri. Aici ținem foarte mult de propria persoană. Oricât publicitate nu ar fi pe străzi sau la TV, dacă nu pui tu, nu ți dorești lucrul ăsta să te simți bine într-un mediu curat și sănătos și să nu conștientizezi impactul tău asupra naturii, atunci toate lucrurile sunt în zadar. În opinia ta, din experiența pe care o ai ca jurnalist de mediu, care sunt cele mai urgente probleme de ecologie în țara noastră? Din punctul meu de vedere, noi trebuie în primul rând să dăm foarte mare importanță calității apelor și a pădurilor. Deci pădurea și apa sunt două elemente la care noi, care ne asigură cumva un trai de perspectivă sănătos. Pentru că atunci dacă nu avem
fâșii forestiere pe, în apropierea apelor, în apropierea râulețelor, procesul de evaporare a apei este mult mai mare și atunci dacă se evaporă, dispare râulețul. Nu este râuleț, se apare deșertificarea. Dar dacă vom planta copaci, cât mai multă pădure, pădurea are proprietatea de a menține umiditatea la sol, pentru că nu permite să usuce solul într-atât de tare. Și totodată are și proprietatea de a atrage norii să plouă. Deci sunt lucrurile foarte bine legate una de alta. Iar dacă vom avea apă și pădure, vom fi și noi mai sănătoși, pentru că solul, și în special solul unde are mai multe straturi de argilă, de piatră, apa se autopurifică, se curăță și avem șanse mai mari să bem și o apă curată. Iar dacă nu arunca deșeurile la întâmplare, cu asta ar fi și mai bine. În fiecare primăvară se derulează campania Un arbore pentru dăinuirea noastră, ceea ce este o campanie foarte bună. Este cumva această campanie una de succes? Inițial această campanie a fost făcută primăvara, ceea ce specialiștii cu timpul au zis că nu este ok pentru primăvară, pentru că de multe ori primăverile pot fi secetoase și atunci toți arborii plantați din primăvară, vara se usucă pentru că nu sunt ploi. Și s-a transferat, a rămas și de primăvară, plantarea de primăvară, dar s-a transferat toamna. În luna noiembrie se face campania de plantare a arborilor, pentru că fiind în prag de iarnă, precipitațiile sunt mult mai dese și respectiv șansele de prindere a acestor arbori este mult mai mare. Și bineînțeles că este o campanie foarte necesară pentru noi. Erau niște calcule date în presă despre faptul că s-au plantat foarte multe hectare și dacă ar fi fost acele hectare cu adevărat plantate calitativ, noi am fi avut o jumătate din Moldova de pădure. Și asta ar fi motivat specialiștii că, din cauza că nu se prindeau, procentul de prindere a arborelor era foarte mic primăvara și au mutat-o pe toamnă. Eu zic că lucrurile oricum merg mai spre bine, pădurile cresc, se extind. Bineînțeles că avem foarte multe lacune în sistemul forestier, în sistemul silvic. Nu aș vrea să intru în detalii acolo, pentru că sunt foarte multe chestii care nici nu pot să-mi permit să mă afirm într-o poziție sau alta, dar sistemul silvic trebuie reformat sau trebuie cumva autoritățile să dea la fel de multă atenție acestui sector precum agriculturii. Da, noi suntem o țară agricolă, dar agricultura fără ecologie, fără mediu, nu poate fi dezvoltată. Nu poți să faci agricultură cu chimicate, o agricultură chimică, fără să-ți pese de mediu. Până la urmă, lucrurile trebuie coordonate și să fie... Și da. Sunt legate iarăși unul de altul. Exact. Cum este natura Moldovei, în general, vorbind? Din punct de vedere ecologic? Da. Din punct de vedere ecologic, este afectată. Ea își revine și își revine primele indicii care spun acest lucru, e faptul că au crescut foarte mult numărul de păsări, de păsări care erau incluse în Cartea Roșie și numărul nu doar a efectivului, dar și a speciilor, dar în același timp Cartea Roșie își extinde volumele. Da, nu știu în ce măsură putem... Deci aici bățui cu două capete. În perioada sovietică s-a făcut o agricultură foarte chimizată, respectiv a dus la dispariția foarte multor specii și de plante și de animale și de păsări.
Acum încercăm cumva să reparăm ceea ce s-a făcut în perioada sovietică, dar nu știu cum se întâmplă că totuși numărul acestor specii de plante și animale sunt în plină creștere de a dispărea. Este și impactul încălzirii globale. Ne afectează inevitabil, chiar dacă nu avem o industrie foarte dezvoltată. Probabil că totuși avem foarte mult de lucrat la capitolul agricultură. Avem nevoie de o agricultură mult mai ecologică. Ce ne poți spune despre natura Republicii Moldova? Cum se leagă turismul și natura Republicii Moldova? Evident că se leagă foarte mult, deci nu pot fi separate aceste două ramuri. Turismul se face dacă ai o natură frumoasă și sănătoasă, da. Pentru că cine nu și-ar dori să meargă la iarbă verde primăvara, să asculte ciripitul de păsări sau să se odihnească la umbra copacilor când e o arșiță insuportabilă prin orașe. Nu putem avea turism și turism ecologic în mod special, da, fără o natură sănătoasă, fără a proteja natura. Deci ele sunt foarte strâns legate una de alta. Chiar dacă sunt anumite locuri frumoase în țara noastră, nu ne rămâne decât să le protejăm și să avem grijă. Exact. Sunt, iată, tot ziceam de locurile frumoase, că mie îmi plac foarte mult stâncile. În general, partea mea, zona pe care eu o iubesc foarte mult aici în Moldova, este partea de nord, pentru că avem foarte multe stânci. Mie îmi plac drumețiile pe munte, pe stânci, să am cât mai mare un orizont cât mai deschis. Și toate stâncile sunt pe partea de Prut și Nistru. Avem toltrele care ne oferă foarte frumoase înălțimi cu priveliști nemaipomenite și, din păcate, anume în aceste zone unde avem toltrele milenare create de apele mărilor care au fost aici pe teritoriul țării noastre, vine partea economică care distrug aceste stânci, fiind extrasă piatra de calcar pentru construcții. Când e cazul, se întâmplă că sunt și se dau autorizații pentru mine de piatră, atunci mai puțin cumva șterbesc din peisajul natural. Dar atunci când se dă autorizație pentru extragerea pietrei de calcar de la suprafață, se distruge și rămâne o mizerie din urma lor. E foarte regretabil și vreau chiar să menționez că la Fetești foarte, foarte multă lume s-a promovat foarte intens cariera de la Fetești. Mie foarte mult îmi pare rău pentru acest lucru, pentru că acolo este o carieră în locul căreia cândva a fost o stâncă. O stâncă asemeni celor care sunt în cursul râului Prut spre pădurea domnească. Și nouă ni se pare că e foarte frumos, e foarte fain să vezi așa o carieră. Sunt niște deșeuri de piatră, de fapt, acolo. Nu e nimic frumos, e trist, de fapt, că acolo s-a distrus o stâncă pentru bani. Asta e rezultatul, pentru bani, pentru a fi vândută pentru construcții. Avem nevoie și de construcții, dar nu fie distruse, da, astfel de frumuseți. Nu știu, lumea câteodată iubește să treacă printr-o tragedie ca să aprecieze ceea ce are frumos sub nasul său. În contextul pandemic, chiar dacă cetățenii noștri și-au apreciat țara, paralel a apărut o altă problemă de deșeuri. Pentru că lumea mergea într-o locație X, Y sau Z și acolo, din păcate, nu erau tomberoane pentru gunoi sau anumite locații unde să mănânci și oamenii de nevoie neștiind probabil sau iarăși nefiind educația asta ecologică de a lua pungi pentru a pune gunoaile. Paralel a fost problema asta de deșeuri.
Da, a fost și mulți primari, autorități locale băteau alarma în acest sens, dar pe de altă parte, autoritățile locale erau cele care ar fi trebuit să pună la dispoziție niște platforme de stocare a deșeurilor, pentru că nu toată lumea putea să-și permită să-și ia toate deșeurile în bine, cei care veneau cu mașina, dar cei care veneau pe jos, ce, adică era, e și vorba de bună educație a populației, că nu trebuie să lași mizerie în urma ta, în locul unde te-ai odihnit, dar pe de altă parte și autoritățile locale, nu că le-aș învinui, dar puteau să facă, să depună un efort pentru a oferi turiștilor care îi vizitează aceste zone în care să... Cumva vină, e de ambele părți. E de ambele părți, exact. Pentru că a fost, chiar și s-a publicat multe articole la acest subiect, că primarii spuneau că nu ne mai redescoperiți atâta pentru că ne lăsați mizerie. În cazul ăsta găsești o soluție rapidă de a aloca niște bani pentru tomberoane. Exact, și locuri. Pentru că vine turistul la tine în teritoriu, el are, tu ai șansa să capeți niște resurse, da, financiare. El vine să cheltuie la tine. Dacă ai niște magazine în apropiere, evident că el o să intre să cumpere cel puțin o sticlă de apă. Și iarăși e un plus pentru agentul economic din satul tău. Și respectiv, dacă le oferi și o mică infrastructură turistică, atunci tu ai cel care... Tu ai de câștigat, nu doar turistul. Da, pentru că mult face și infrastructura locală, taxele locale, pentru că bugetul local vine și din ce vinzi. Ziceam anterior că problemele de mediu și turismul cumva sunt lăsate la coadă. Iată, aici a demonstrat cât de importante sunt aceste domenii și cât de mult noi am putea să profităm și să câștigăm localitățile rurale, cele care sunt în extremitățile țării, dar sunt amplasate în niște peisaje extraordinare. Ele pot fi dezvoltate cu ajutorul turismului. Cineva spunea că, nu bine, dacă dăm accent mai mult aspectului turistic, ce ar avea PIB-ul Moldovei din asta, cât ar putea să câștige? Eu zic că mult ar putea să câștige. Păi da, că se începe de la zero până la... Exact. Și aici, în mod special, localitățile micuți, de departe, ele pot să se dezvolte și să prindă un buget cât de cât, pentru ca ulterior să-l poată folosi în dezvoltarea satului. Presupun că această experiență, chiar dacă a fost cumva una urâtă, pentru primările locale, oricât de mic n-ar fi satul ăla, ar da de gândit ca să dezvolte infrastructura, tomberoane, magazine, chiar și o mică terasă la magazin și... Exact. Pentru că omul de ce are nevoie atunci când merge într-o locație sau alta? Are nevoie de apă potabilă, bună, de băut și evident că izvoarele sunt cele care foarte des sunt cumva cotate de oamenii de la oraș, pentru că e mult mai plăcut decât să iei o sticlă de plastic cu apă și să o servești la marginea pădurii. Nu e atât de, nu are același farmec decât faptul când mergi la izvor și șușurul ăsta al apei și să bei o cană de apă rece izvorâtă din adâncimi. E cu totul alt impact asupra stării emoționale a omului. Și de aceea, dacă am reușit cumva să încurajăm și populația din satele noastre să nu mai țină animalele într-un graj care nu dispune, respectiv tot băligarul ăsta, pentru a fi dus în grădină, el trebuie să treacă un proces de putrefacție ca mai apoi să ajungă la acel humus, la acel îngrășământ care ulterior ar fi dat în grădină. Asta, fântânile sunt aproape, fie în curte sau aproape de viceuri și puțină lume realizează că, de fapt, dacă nu ai grijă de
în gospodăria ta, tu riști așa să te îmbolnăvești. Exact, toată mizeria pe care tu arunci în pământ, ea vine, tu o consumi. De multe ori, chiar aici, nu departe de Chișinău, este o localitate care ar fi considerată cu cele mai multe izvoare. Și, din păcate, cele mai multe izvoare care sunt, de fapt, cu apă poluată. Și oamenii nu știu, pentru că ei oricum merg acolo, spală, da, e frumos să speli țoalele și covoarele la izvor sau să adăpi iarna vitele acolo. Dar să nu uităm că apele respective adună apa care ajunge la izvor din solul din localitate. Iar dacă în localitate sunt veceile afară, săpate așa pur și simplu în pământ, o groapă și sau din casă aruncate toate apele reziduale, iarăși într-o bortă din fundul grădinii, apa respectivă ajunge mult mai ușor, făcând și această groapă în sol, la apele freatice, și apele freatice respectiv ele se duc foarte ușor la izvorul de unde bem apă și gătim. Da, deci la capitolul apă și păduri, atât oamenii din orașe cât și din sate mai avem de învățat. Probabil că campaniile televizate, mass media, ar ajuta ca să oamenii să fie mai atenți la detalii. Dacă îmi pune problema ecologică, problemele ecologice în capul mesei, atunci probabil că lucrurile ar avea șanse mai mari de a se schimba. În orașe avem problema spațiilor verzi cu puțini arbori, iar la sate problema lipsei sistemelor de apeduct și canalizare. Pe final, din experiența pe care o ai, este careva impact pozitiv în ceea ce privește ecologie atunci când s-a scris un material sau s-a făcut o investigație în domeniul ecologiei? Nu în toate cazurile, dar este. Este chiar... Eu, de exemplu, din materialele pe care eu le-am făcut, a fost la Mărculești, acolo unde este și aeroportul Mărculești, satul din apropiere, Lunga, era problema cu toate fântânile erau poluate cu petrol. Deci oamenii, în loc de apă, scoteau petrolul de acolo. Sursa de petrol fiind aeroportul din apropiere, care în perioada sovietică toate rezervoarele de petrol au ruginit sau nu îndeplineau norma asta de a fi consumat un anumit număr de litri de petrol și se deversa în pământ. Se arunca așa, pur și simplu în sol. Și respectiv petrolul, ajungând la apele freatice și cu apa ajungea în fântânile din sat. Și aici eu cred sigur că totuși am bătut alarma pe la Consiliul Raional, tot am arătat despre această problemă care o au localnicii și astăzi mă bucur că în satul respectiv este un apeduct, un sistem centralizat de apă potabilă pentru săteni. Pe de altă parte, sătenii și-au făcut și un mic business pe seama fântânilor poluate cu petrol, pentru că vindeau acest petrol, scoteau din fântâni, îl adunau, că ziceau că în anumite perioade, când era mai ploios sau când era mai mare umiditatea, petrolul avea șanse mai mari de a se aduna în aceste fântâni. Ei scoteau petrolul și vindeau o anumită sumă de bani, de sticlă de un litru jumătate de petrol. Și oamenii îl cumpărau pentru fix să aprindă focul în sobă sau... Bine, nu era folosit un petrol, nu era un petrol de calitate care să-l folosească pentru mașini, dar pentru necesitățile casei se făcea așa chestia. Să sperăm că atât jurnaliștii de mediu cât și oamenii, dar și autoritățile să fie conștienți de problema mediului. Eu mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și sper să mai avem discuții bune. Și eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Țin să menționez pe final că filmarea a avut loc la Teatrul Alexei Matievici din Chișinău și sunteți așteptați la teatru.